Case invadate de apă, străzi inundate și canalizări înfundate. Este situația unui cartier din Brăila după doar o oră de ploaie. Oamenii învinovățesc autoritățile pentru modul în care au fost construite canalizările. Situația nu este deloc roz, luând în considerare faptul că astfel de probleme se repetă de 3 ani. Nu, acolo e canalizare, dar am... Și atâta este aici, atâta e și da. Bine, dar asta e format. Când vedem afară, așa e și în casă. Așa e și în casă, acolo, tot două camere și încă una mai în spate, e la fel. E la fel, e la fel. Apa ajuns în case și gospodării a provocat pagube materiale serioase. De dimineață până seara muncim ca să facem. Și ce vor? Alegeri vor? Nimic. A murit păsările necate. Asta e singura pe care a atâta. O cloșcă și mai are doi pui. 60 le-a luat toate. Cu toate că localnicii s-au plâns și în trecut autorităților competente, nimeni nu a pus mâna să remedieze defecțiunile. Într-un târziu, angajații inspectoratului pentru situații de urgență s-au prezentat la locul cu pricina și au muncit peste 4 ore ca să scoată apa din casele oamenilor. De altfel, acuzațiilor locuitorilor nu a răspuns nimeni, reprezentanții primăriei fiind de necontactat. Nici Tulcea nu a scăpat de inundații. După 15 minute de ploaie, părea că Dunărea a năvălit pe străzile orașului. Unii șoferi au rămas captivi în mijlocul apelor.